Bună seara, uitați, mi-am făcut, ăsta e și cu, dat cu semi-permanentă de la Cupio și cu top coat-ul, da, cu top coat, adică am închis, am sigilat, iar aceasta mai are nevoie de dat odată, da. O să ziceți, da, dar poți să-ți dai cu ojă simplă așa și ți iese la fel. Nu, pentru că în timp unghiile nu mai au nici forma respectivă, nici puterea, grosimea, devin mai casante, mai, da, se mai rup. Nici nu mai știu că de când am unghiile așa, nu mai știu ce neajunsuri sunt. Oricum, îi schimbă multe, da? Se exfoliază, se... Ori dacă le faci... Bine, ale mele sunt ale mele, unghiile, îmbrăcate în gel. Știți? Cam așa e algoritmul. Și... Na, țin altfel, ca să zic așa. Par unghii simple date cu ojă roșie și atâta. E nu chiar așa. Pot să fac orice cu ele, bag mâna în orice. Detergenți. Nu se atacă sub nicio formă. Sunt impecabile. Chiar mă uitam. O colegă de-a mea ieșise de la manicuristă luni seară. Când am fost la priveghi respectiv și toată lumea mi-admira mie oja, deși avea 2-3 săptămâni. După care i-au admirat-o ei, ea de-abia ieșise de la... Pentru că, na, dau produse bune, nu fac economie pentru mine, dau de 2 ori, da? Mă pun sub lampă. Mă uit să văd dacă a rămas ceva nedat sau colțuri unde se duce oja. Așa. Și arată formă semifinală. Jucăm în semifinală. Așa. Voi ce faceți în seara asta? Uite, asta e mâna cealaltă. Ce webinarii mai vedeți? Deci, da, par foarte simple, da? Și sunt simple, foarte simple, dar bine, am pus și filtrul acesta de la Louis Vuitton și le minimalizează frumusețea, ele sunt mai frumoase în realitate. Nu așa, dar până le aduci la o formă, știți, fac și de nivelări, se vede și aici unde crește lângă cuticulă, se mai duce gelul de pe margini, se mai știrbește unghia așa, trebuie să o mai construiești, să o mai cizelezi, da? Adică sunt chestii. Asta țin mult mai mult. Pot să fac treabă cu ele, orice fel de treabă. Deci acum închid asta, ca să nu stau degeaba. Sigilarea se face cu top coat-ul. Asta e bonderul pe care îl aplicăm înainte să punem gelul. Ce să vă mai arăt? Spiritul. Eu amestec spirit și... remover din ala de la Cupio în asta și apăs aici și iese, da? Trebuie să încerc să șterg pensulele. Mai am depus o dată. Mai bag o dată unghiile. Și dau cu top coat-ul. Este un... Mi-a comandat acum de la Cupio ca un gel incolor.
și stau mai mult cu el în... ziceți, în lampă. Se stă mai mult cu topcoatul ca să fixeze bine o jasemi permanent. La ce? Cam așa. E lipicioasă. Și acum dau cu topcoatul. Să închei, să sigilez, da? Hai, acum încep să se vadă și imperfecțiunile, să nu aveți impresia că am pretenția că sunt perfecte, ferească Dumnezeu. Mâine la online. Mâine trecem în online? Ce ziceți, v-ați plictisit de online? Ia ziceți, colegii. Trebuie să sigilăm bine, da? Ca să încheiem aici lucrarea. Trebuie să fiu și atentă. Ok, acum băgăm în... Da. Așa, și așteptăm. Se stă cam două sesiuni din acestea, adică de două ori cât stai cu oja semipermanentă. Adică e un timp mai mare de, nu știu, 60 de secunde, eu stau mai mult. 60 cu 60, gen. Cam astea sunt unghiuțele. Simple și la obiect, da? Dar nu se mai văd crescute. Uite cum face filtrul. Nu se mai văd crescute, se văd frumos și mai să faci treabă cu ele. Faci curat, speli, calci. Bine, spală mașina, dar mai speli și la mână, că doar speli chiuvetă, speli cadă, mai speli ce mai e de spălat acolo, nu? Și nu se cunoaște. Sunt intacte. Așa arată. Și cam asta e. O să vedeți la urmă ce iese. Să ștergem pensulele. Dacă am dreapta liberă, pot să fac și... Să fac două lucruri deodată. Încă o dată le mai bag. Așa. Degresăm pensulele. Da. N-am mai făcut TikTok-uri așa ca lumea cum îmi plac mie, că n-am mai avut timp. Am mai pus eu niște imagini, niște chestii, dar... Din păcate... Timpul e dușman. Dușman dușmanos. Pregătim totul, ștergem masa. În urma acestor pedicuri, manicuri și pedicuri și manicuri, eu trebuie să dau cu aspiratorul, pentru că se mai strânge praf în acesta, deși am și aspirator, dar nu prea mă aspiră, v-am mai spus. Aspirator special,
pentru unghii, aspirator de gel. Așa. Mă rog, încerc să împilesc roșu ăsta într-o pungă, în general, pe care o arunc, o pungă menajeră. Dar tot mai răzbate, văd, a doua zi mai găsesc praf pe birou, pe așa, și încerc să... Ia să vedem cum e. Uite, vârful mai are nevoie de a mai întorc așa. Tot mai găsesc praf, deci în seara asta dau și cu aspiratorul, să știți. Întotdeauna în urma manicurii, pedicurii, aspiratorul e prietenul meu. Ce să fac? Stai. Da, e că n-am dat niciun leu la manicuristă, da? Ei, nu-mi pare rău când mă duc normal, dar îmi place și mie să văd din mâinile mele cum ies niște treburi. Da? Dating. Ia să vedem. Am și eu un orgoliu, nu? Păi cam asta. Se lipește aici cumva? Mod consum redus. Nu mai am nici baterie. Mai e 20% din baterie. Cam acestea sunt unghiile mele în seara aceasta. Roșii simple, da? De toamnă. Nu mai am roșiul acela bubblegum. Am roșul scufița roșie. Asta e scufița roșie. Știați că acest cupio este firmă românească? Deci o firmă românească. Încurajați... Da? Și ați mai sta cu mâinile aici. Că simt eu că nu s-a... Pentru că știți ce se întâmplă? Dacă nu se sigilează bine unghia cu top coat-ul, se poate șterge din ojea semi-permanentă. Chiar și dacă ai dat două straturi, n-are importanță. Se mai... E bine top coat-ul să stea cel mai mult în lampă dintre toate procedurile. Chiar și față de gelul de construcție, efectiv, pe care eu folosesc gel de construcție și, și chiar dacă nu construiesc, să fie puternice. Mie nu mi se rup unghiile, mie îmi cresc și de aceea trebuie să le fac mereu. Deci mie îmi cresc aici, se văd aici, așa câțiva milimetri, 1-2 milimetri maxim, da. A după aceea, mai ales dacă e roșu, uite. Trebuie să fie impecabil, nu? Sunteți de acord cu mine? Deci vă plac unghiile mele? Simple. Roșu simplu. Roșu scufița roșie. Cupio. Da. E o satisfacție că mi-am făcut unghiile singură. Vă doresc o seară minunată! Ciao!